eu ca toată, toată, toată. Eu ca toată, toată, toată. Dedicat copiilor care au nevoie de noi. Vă mulțumim încă o dată și pentru că este acolo o cutie, poate ar fi bine să o numim Cutia Pandorei și să donăm fiecare câte un pic. Am închis într-o cutie, aparent definitiv, o fotografie făcută fără niciun motiv și tot nu te uit. Am strâns cărțile tale, aparent definitiv, ca să le arunc în mare, fără niciun motiv și tot nu te uit. Tot te adun, dar revii insist. Mirosul tău a rămas în gânduri persistă. Nu pot să scap de tine și somnul niciodată nu vine dacă nu ești tu. Dacă nu ești tu. Am închis într-o cămară
măr și pară, fără niciun motiv, și tot nu te uiți. Ochii am închis nasele, aparent definitiv, ca să mai par în vână, fără niciun motiv, și tot nu te uiți. Tot te alun, dar revii. Aparent definitiv o fotografie făcută fără niciun motiv, fără niciun motiv, fără niciun motiv, fără niciun motiv. Deși este final de aprilie aproape, primăvara se mai lasă așteptată, noi o să povestim ce se întâmplă cu ea, de obicei când vine și ne zăpăcește pe toți. Dacă e bine să intri în posteritate, ca cel aflat pe lângă mine ca glonte. Ți-aș desena
o vază cu flori demodată și un calculator să aduni ziua minunată. Ți-aș desena perechi de guși parfumată și un colibri cu o mie de aripi ciudate. Dar nu știu cum și nu știu unde să găsesc și cretă și asfalt. Vezi, tu e o problemă, flori emigrează, iar tu ești din ce în ce. Dar nu știu cum și nu știu unde să găsesc și cretă și asfalt. Vezi, tu e o problemă, flori emigrează, iar tu ești din ce în ce. Ți-aș desena ramați, caută urma și noi ascunși după perdea. Ne iubim și fereastra deschisă. Trec sirene prin oraș, pun impozit pe sirene și îndreabă, ne caută în lume, ne caută în soare și noi ascunși după perdea. Ne iubim și fereastra-i deschisă. Fereastra-i deschisă.
Cine nu a avut încă prieteni invizibili, să stea liniștit că la un moment dat sigur apare sub formă de om, animal sau pește. Pentru prietenii noștri invizibili și pentru prietenii noștri mici, de la ce funcție. Thank you.
Am ajuns să spun că nu te mai
Există o doamnă în sală pe care am să o invit pe scenă. Numele ei este Mihaela Bârsan. Este în sală? Ei trebuie să-i spunem cu toții astăzi la mulți ani. Iar din partea Irinei Schroeter îmi are și un cadou. O rog pe doamna să vină aici. Totodată, în paralel, până va prinde puțin curaj Mihaela, am să iau aleatoriu din sală alți 4 câștigători care vor primi un cadou din partea Irinei Schroeter. Pentru că îmi va fi foarte greu să aleg din această sală cine să fie acei 4 câștigători, vom face simplu. Doamnă, vă rog, spuneți un număr. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doamna blondă de acolo, aveți un cadou. Cineva să mă ajute, vă rog. Mai facem un mic exercițiu. Vă rog un număr. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Avem o domnișoară foarte tânără. Te rog să vii să ții ca ce număr? Nu foarte mare, preferabil, că nu știu să număr mult. Haideți! Cine a zis 3 să se ridice în picioare? Cine a zis 3 să se ridice în picioare? Numărați, vă rog, 3 persoane în dreapta dumneavoastră. În regulă, încă un cadou acolo și ultimul. Și ultimul, cine mai are curajul să spună un număr? 0. Nu! Cine a spus 14? 14, doamne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Între două doamne cu bluze albe, iau domnișoară din nou, ai un cadou. Iar Mihaela Bârsan, îți spunem toată echipa organizației de femei a Partidului Democrat Liberal la mulți ani. Iar Irina, te rog foarte mult să mă ajuți. La mulți, mulți ani! Mulțumesc! Și am să o las din nou pe Alina să vă readucă în memorie povestea unei luni pătrate. Te rog, Alina! Vei veni la mine până așteptată, îmi vei spune dragă, ai avut dreptate, nu pot fără tine, ar fi mai bine să-ți cumpăr o lună pătrată, să nu ne despărțim niciodată. Ziarele scriu într-un dat ceva s-a întâmplat cu luna, cineva o cumpără la bucate și-o transformă într-o lună pătrată.
Super.